Secundul Papor a plecat și el odată cu stângă, în timp ce Silviu Lung a rămas în continuare să pregătească portarii de la CS Universitatea. Antrenamentul de miercuri dimineața a fost condus de preparatorii fizici Eben și Blejan, iar Varga nu a fost reprimit încă la echipă. Giolgău a declarat că despărțirea de stângă a fost una amiabilă. A trebuit luat o decizie prin crearea unui șoc la nivelul vestiarului. De comun acord s-a reziliat contractul cu Ovidiu, iar noi puțin am fost nepregătiți, fiindcă eu personal nu mă așteptam să ajung aici. Pentru a prelua postul de antrenor al echipei CS Universitatea, au fost vehiculate mai multe nume, precum Cârțu, Napoli, Grigoraș, Bergodi sau Săndoi. La ora actuală, toți au șanse egale. Nu este cineva care să aibă. Pentru mine, Ilie reprezintă enorm ceea ce a făcut el pentru fotbalul românesc și în special pentru cel craiovean. Îl aștepta și pe Cârțu din Dubai? Sunt la fel, un fost coleg de-al meu, la fel unul care s-a implicat direct în promovarea fotbalului craiovean, care a avut rezultate. De asta vă spun, este foarte greu de ales, dar timpul va merge înainte. Vom vedea și noi ce avem de făcut și care vor veni în cadrul clubului. La ședința de pregătire de miercuri a fost prezent și finanțatorul Mihai Rotaru, care a declarat că va face și deplasarea la Arad pentru a asigura liniștea în sânul echipei.